schimbare 100%. Din păcate, se pare că medieșinii vor să meargă în continuare pe varianta care s-a mers în ultimii 8 ani de zile. Încep să se complacă cu modul în care arată drumurile, cum merge orașul. Eu le mulțumesc celor care m-au votat și noi vom desfășura în continuare activități astfel încât să progreseze Mediașul în calitate de consilier sau în, dacă vom fi mai ales majoritari în Consiliul Local.